Probabil te aștepta ca un narcisist să rămână singur sau în relații ocazionale pentru a-și putea continua cariera și talentele. Chiar și narcisiștii intră în relații romantice, ba chiar se căsătoresc și au copii. Și ei se pot bucura și chiar se bucură să aibă pe cineva lângă ei. Vă salut, dragilor! Sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Astăzi vom explora lumea complexă a cuplurilor narcisiste, acolo unde dragostea de sine întâlnește oglinda. Vreau să vă reamintesc că informațiile aduse aici sunt informații educative și nu de diagnosticare. Iar dacă și tu, cel care mă asculți, ai un subiect de care ești interesat, nu uita să-l lași în cutia de comentarii și voi veni asupra lui. Ce se întâmplă când doi narcisiști se îndrăgostesc? Așadar, rămâneți aproape pentru a descoperi dinamica lor intrigantă și cum această relație se desfășoară adesea departe de ochii curioșilor și a publicului. Narcisismul, numit astfel după legenda greacă a lui Narcis, se referă la o iubire exagerată față de propria persoană, punctul sensibil de a ignora nevoile și sentimentele celorlalți. Dar ce înseamnă când această trăsătură este o caracteristică dominantă într-o relație? Așa că vă invit să descoperim și să analizăm dinamica cuplurilor narcisiste. Când doi narcisiști formează o relație, ei se pot hrăni unul pe celălalt pentru a-și atinge obiectivele și a-și exagera egourile. Au aceleași obiective comune și nu vor găsi comportamentul celuilalt un comportament ciudat sau egoist. Cu toate astea, atunci când doi narcisiști sunt într-o relație, adesea nu creează o legătură profundă unul cu celălalt, așa cum fac oamenii sănătoși din punct de vedere emoțional. Narcisismul este foarte la suprafață, ca o fațadă sau o mască pe care acești oameni o îmbracă. Așa că relația nu este adesea foarte profundă sau intimă. Dar să nu uităm că sunt diferențe, adică depinde de tipul de narcisist, dar și alte mecanisme în raport cu fiecare persoană, chiar dacă ambii au acest comportament de tulburare de personalitate narcisistă. Deci vorbim de forma generală, vorbim la modul general, informativ și educativ. Dar care este atracția narcisistă când ambii parteneri au această tulburare de personalitate narcisistă? Atracția dintre doi narcisiști este adesea instantanee și intensă. Așa cum bine știm, narcisiștii dau tot ce este mai bun. De ce fac acest lucru? Pentru că au nevoie de admirație și de validare. Dar imaginați-vă când ambii au această tulburare de personalitate narcisistă. Atracția este intensă. Ei pot simți o conexiune profundă, rezonând cu încrederea de sine și aura de succes a celuilalt, dar această atracție este superficială, bazată doar pe admirație reciprocă, care de altfel este caracteristic comportamentului narcisist mai degrabă decât pe o înțelegere profundă și acceptare a defectelor personale. Dar cum se manifestă această atracție și ce consecințe poate avea în dezvoltarea relației? Ai putea crede că este destul de rău ca un narcisist să se implice într-o relație romantică, dar ce se întâmplă când doi narcisiști devin atrași unul de celălalt? Oare își pot depăși vreodată egoismul și egocentrismul astfel încât să învețe să se iubească unul pe celălalt? Poate cunoști doi oameni care, în opinia ta, par a fi extrem de narcisiști, fiecare disperat pentru atenție, nu numai atenția unul față de celălalt, atenție de la toți din viața lor, atenție de la întreaga lume. Ei cred în mod constant că sunt mai buni decât toți ceilalți și se așteaptă ca, de îndată ce intră într-o încăpere, într-o cameră, să fie întâmpinați ca niște eroi. Cu greu vă puteți imagina pe cei doi împreună, fără să se calce unul pe celălalt, dar ambii în căutare, pentru a fi numărul unu, în căutarea validării și atenției. În momentul inițial, doi narcisiști vor părea că formează cuplul perfect. Ambii parteneri adesea împărtășesc o imagine publică impecabilă, o pasiune pentru succes și o dorință de a fi admirați și adorați.
Această atracție reciprocă este puternică, dar ce se întâmplă în momentul în care apare rutina zilnică? Când rutina zilnică se așează, încep crăpăturile. Consecințele unei astfel de atracții pot fi pe termen lung destul de dăunătoare. Când doi narcisiști sunt împreună, lupta pentru atenție și control poate deveni centrul relației lor, deoarece fiecare dorește să fie cea admirată și validată. Competiția poate duce la conflicte și jocuri de putere. Nu vrem să ne imaginăm cam cum arată o relație între doi oameni care au această tulburare de personalitate narcisistă, cu siguranță artificii. Dar care este dinamica și puterea în cuplurile narcisiste? Într-o relație unde ambii parteneri sunt narcisiști, dinamica puterii este mereu în schimbare și adesea creează probleme. Ei pot, bineînțeles, alterna între a fi partenerul dominant sau partenerul supus în funcție de context și de ce își doresc să obțină în acel moment. Așa cum, bine știți, am explicat și în alte postări că, da, narcisistul are momente când se supune dacă are un interes. Așa se întâmplă și în cuplul când cei doi au această tulburare de personalitate narcisistă. Această fluctuație constantă de putere poate crea un mediu volatil și nesigur pentru ambii parteneri. Bineînțeles, dezvoltă o relație nesănătoasă și plină de conflicte. Aspectul sau etalarea relației în public este un aspect fascinant și adesea vizibil în cuplurile narcisiste. Este întreținerea fațadei, întreținerea măștii. Pentru a menține imaginea unei relații perfecte, ei pot merge pe aceeași undă, pe unde extraordinare, pentru a ascunde problemele din spatele ușilor închise. Această secțiune și dezvăluire în același timp, câteva dintre tehnicile pe care le folosesc pentru a păstra această iluzie și impactul pe care îl are asupra sănătății lor emoționale și mentale, nu este ceva sănătos, dar ei știu să joace acest joc, știu cum să se expună. În multe cazuri, sfârșitul este inevitabil. Se spune că toate lucrurile bune se sfârșesc, dar în cazul cuplurilor narcisiste, sfârșitul poate veni în moduri neașteptate și adesea explozive, plin de artificii. Dar oare se destramă aceste relații sau cum se destramă? Există speranță pentru reconciliere sau conciliere sau creștere personală? Cu siguranță nu. Posibilele căi pe care aceste relații le pot lua tinde și ține de influența și parcursul vieții individuale. Nimeni nu are o formulă dacă aceste cupluri pot rămâne împreună sau nu. Dacă sunt interese la mijloc, cu siguranță pot rămâne împreună. Dacă este continuată relația, ea se adâncește în dinamica specifică a relațiilor narcisiste. Rolurile pe care le joacă indivizii și eventualele rezultate cu care se confruntă. Nu este o formulă și nimeni nu poate să spună dacă vor rămâne sau nu. Sunt doar informații generale, cum se manifestă aceste cupluri. Dar concluzia este că nu este doar posibil ca cei cu narcisism să devină și să rămână un cuplu. De cele mai multe ori chiar rămân. Din experiența mea, cred că îndeplinirea relațiilor pe termen lung necesită dorința de a pune partenerul pe primul loc. Dar pentru cei care nu pot face acest lucru, descoperirile arată că există parteneri chiar și pentru cei care nu știu să iubească. Dragilor, astăzi am călătorit prin complexitățile și provocările cuplurilor narcisiste. Este fascinant, uneori alarmant, dar întotdeauna educativ. Cu siguranță sunt doar câteva informații, posibil mulți dintre voi cunoașteți astfel de cupluri, puteți să lăsați un comentariu cu părerea voastră sau dacă cunoașteți cupluri care ambii sunt narcisiști și care este formula lor. Vreau să mulțumesc celor care au devenit membri acestui canal și îmi susțin activitatea, mulțumesc și celor care au făcut donații, dar și celor care rămân alături la fiecare postare și bineînțeles celor care au dat un share
acestor informații, încât să ajungă la cât mai multe persoane posibil, vei mai ajuta pe cineva. Dacă aveți întrebări sau subiecte, vă rog să le lăsați în cutia de comentarii și voi veni asupra lor. Dacă vă recunoașteți în vreuna dintre trăsăturile sau situațiile expuse mai sus, poate că este momentul să căutați sprijin profesional. Nu uitați să lăsați comentariile voastre și să vă abonați pentru mai multe subiecte interesante. Dar apăsați și clopoțelul dacă vă doriți să fiți notificați cu fiecare postare. Îmi doresc ca informațiile să vă fie de ajutor. Dacă ai experimentat ceva de acest fel, lasă un comentariu cu experiența ta. Posibil să mai ajute pe cineva. Până data viitoare vă trimit gânduri bune. Vă iubesc cu inima și vă îmbrățișez cu sufletul.